O cutie de prăjituri la locul de muncă e la fel de periculoasă ca fumatul pasiv la birou. Este declarația președintei Agenției pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie, care a dat naștere unui șir nesfârșit de discuții. Vinovat este colegul care aduce dulciuri de ziua lui sau cel care nu se poate abține și mănâncă în exces. Disputa a ajuns și în România, unde medicii recomandă angajaților reguli alimentare stricte, mai ales în organizațiile cu angajați supraponderali. Zile de naștere, onomastice, întoarcerea din vacanță, toate reprezintă un motiv bun pentru a aduce la birou prăjituri, bomboane sau un platou cu pateuri și sărățele. Și cum tentația e mare, vor nu vor, cei mai mulți colegi cad pradă poftelor. Numărul comenzilor de prăjituri a crescut semnificativ după pandemie, mai ales din partea companiilor cu mulți angajați, spun cofetarii. Unii organizează activități săptămânale ori anuale cu astfel de gustări, iar rețetele sunt adaptate după fiecare preferință. Florentina Mihăilă, cofetar, declară: "Eu chiar am scăzut cantitatea de zahăr la 30% la prăjituri. Produsele sunt făcute de casă cu produse naturale. Chiar săptămâna viitoare avem o comandă de 9 platouri. Este un domn care comandă în fiecare an prăjituri și partea sărată, sărățele și pateuri combinate." Obiceiul a strânit dezbateri și peste hotare. Profesoara Susan Jebb, președinta Agenției pentru Standardele Alimentare din Marea Britanie, spune categoric nu prăjiturilor la birou și trage un semnal de alarmă. Consumul lor este la fel de periculos ca fumatul pasiv. Profesoara Susan Jebb nu vrea să mâncăm sau să bem ori să facem orice altceva. Vrea să ne păstrăm pentru acei ani extra când suntem incapabili să ne controlăm oricare dintre funcțiile corpurilor noastre. Un mini ecler înseamnă aproximativ 70-80 de kilocalorii, arată specialiștii. Dar problema reală intervine abia atunci când oamenilor le este greu să se oprească la o singură porție. Sherban Damia, nutriționist, declară: "Există vorba și în engleză, out of sight, out of mind, adică să nu ții nimic tentant în raza vizuală, pentru că uneori îți depășește capacitatea de a te controla și de a te abține. Zahărul în exces este extrem de periculos. Dacă există problemă cu mâncatul în exces sau persoane cu afecțiuni sau supraponderale, să impunem niște reguli. Nu aduceți mâncarea la birou, nu țineți mâncarea la vedere, aducem o dată pe săptămână, facem o anumită masă comună." Relatează observatornews.ro.